Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Sunt Cristina Ciobanu, încep știrile Agro TV. Fermierii sunt supărați, nevoie mare și pe bună dreptate. Li s-au promis niște ajutoare pe care s-au bazat, dar care într-un final nu au mai venit. Sunt încercați din greu și simt că nu au sprijinul statului, ba dimpotrivă, aceștia spun că nu mai pot crede în spusele guvernanților, care până acum au ieșit numai cu minciuni. Statul ar fi trebuit să implice mai mult. Care ar fi fost primele lucruri pe care cei din Guvernul României ar fi trebuit să le adopte? V-au fost promise la un moment dat niște ajutoare pentru culturile de primăvară calamitate. Ele n-au mai venit sub formă financiară. Poate că vor găsi o variantă încât să vă sprijine sub o altă modalitate. În primul rând, este o măsură să analizeze statul român, dar au apărut prin presă cu tot felul de informații care ulterior s-au dovedit a fi false. Pentru că rate la bănci nu am putut să le rescadențăm, apărând în presă informații că ne vor da bani de secetă, de culturile de toamnă, ne vor da toți până în decembrie, că în decembrie-ianuarie ne vor da bani și de culturile de primăvară, iar firmele de inputuri au zis nu rescadențăm nimic pentru că veți primi bani. Și noi am făcut credit în bănci, credite la IFN-uri ca să putem achita și inputurile și leasing-urile. Adică eu am fost un caz fericit că am avut ce pune garanții, dar sunt alți fermieri care efectiv nu au avut ce pune garanții. Alt aspect, oamenii cu arenda, auzind în presă că statul român va oferi și subvenție și calamități și toți, nu au fost de acord cu diminuarea arendei. Și atunci a trebuit să plătim aceeași arendă ca în anii în care făceam 7 tone, într-un an în care am făcut o tonă. De ce? Pentru că statul a venit cu tot felul de informații false pe piață. Eu sunt convins și conștient că statul român nu are de unde, pentru că nici actualul prim-ministru, nici actualul ministru al agriculturii nu are o baghetă magică să aducă banii de undeva, că nu este Alibaba. Dar ei puteau veni foarte, foarte clar să ne spună că nu ne vor putea oferi acești bani. Puteau veni cu o variantă. 2-3 ani de zile să luăm motorină fără acciză. 2-3 ani de zile să ne diminueze impozitul pe profit. 2-3 ani de zile să ne diminueze taxele pentru cărțile de muncă la angajați. Să mai vină cu o garanție pentru noi sau să ne oferă un grant pentru a lua niște credite de la bănci. Dar nu s-a întâmplat nimic, niciunul dintre aceste aspecte și aruncă pisica de la unul la altul. Dar noi, din păcate, plătim noi nota finală. Fermierii români așteaptă în continuare despăgubirile pentru culturile de primăvară afectate de secetă promise de MADR. Sumele necesare nu au fost prinse însă în proiectul de buget de stat, lucru care a stârnit multe reacții vehemente din partea agricultorilor. La sesiunea ordinară a adunării generale a Asociației Comunelor din România, ministrul Adrian Oros a vorbit despre problema despăgubirilor și soluțiile pe care le-a identificat împreună cu mediul asociativ pentru a rezolva această problemă. Soluția? Banii vor fi prinși în prima rectificare bugetară, dar nu a precizat când se va întâmpla. Până atunci, pe lângă optimismul demnitarului că totul se va rezolva, vor fi puse la punct toate detaliile privind schema de garantare bancară pentru sprijinirea fermierilor afectați de secetă. Reamintim că recent Alianța pentru Agricultură și Cooperare a trimis o scrisoare către guvern în care propuneau câteva soluții la problema despăgubirilor. Printre acestea se numără plata din credite bugetare, scontarea în baza protocolului dintre APIA și bănci, precum și accesarea unor credite capital de lucru cu garanții de stat similar IMM Invest. După un an secetos, nu mai este un dubiu pentru nimeni că România are nevoie de investiții masive în infrastructura de irigații. În acest context, din surse aflăm că la MADR ar exista un document oficial venit de la Comisia Europeană în care se specifică faptul că nu se pot folosi banii din planul de reziliență pentru infrastructura principală de irigații. Ultimele declarații pe care le-am auzit de la foarte multă lume este că acel minunat plan național de relansare și reziliență, partea de irigații pentru infrastructura principală, nu va putea fi susținută din bani europeni. Cam asta este ideea avansată, baci că ar fi chiar un document oficial pe care Ministerul Agriculturii l-ar fi primit, prin care se spune clar bani pentru irigații nu veți lua prin planul de reziliență. Ceea ce ar însemna o mare lovitură pentru agricultura românească. Pe de altă parte, ministrul agriculturii Adrian Oros susține în continuare că întreaga strategie de gestionare a apei pentru următorii ani va fi finanțată din PNRR, însă pentru ca acest proiect să fie aprobat de Europa, el trebuie să fie unul unitar.
Ministrul Agriculturii atrăgea atenția însă în urmă cu o săptămână că investițiile făcute prin PNRR nu trebuie să se suprapună cu cele care vor urma să fie realizate prin noul Plan Național Strategic, ci trebuie să vină în completarea lor. În ceea ce privește irigațiile, este important de precizat că pentru perioada de tranziție, vechea sub măsură 4.3, destinată componentei de irigații, a fost scoasă de pe lista măsurilor care vor fi deschise pentru finanțare. Această realitate îi pune într-o situație dificilă pe fermierii care au început să investească în infrastructura de irigații. Pentru mulți procesatori de lactate din România, pandemia a adus blocaje peste blocaje. Marcu Leșan, procesator de lapte din județul Bistrița-Năsăud, a înțeles că dacă nu vinde, nu poate rămâne în piață și a găsit o soluție inedită. Ardeleanul își trimite produsele peste graniță la românii din diaspora. Cel puțin noi ne-am vândut bine producția și pe intern și în extern. Facem și ceva export cu produsele noastre. Noi în vest, unde ducem pentru magazinele românești, depozitele românești. Ce vindem pentru străini, să zic așa, pentru consumatorii străini, e Grecia în perioada de sezon, când e sezonul turistică. În rest, în toată perioada anului, vindem Spania, Anglia, Germania, pentru consumatorii români și nu numai, ruși, polonezi. Să înțeleg că până la urmă românii de dincolo de granițe consumă și se hrănesc românește. Da, e o căutare a produselor românești prin, de exemplu, diaspora, pentru că totuși sunt produse cu gust. Deci un gust natural, un gust de acasă. Și eu cred că asta face să fie căutat produsul românesc și în vest de către români. Pandemia a fost o lovitură pentru floricultură, o spune unul dintre marii producători de flori din Buzău, care mărturisește că starea de urgență din 2020 i-a găsit cu serele încărcate de plante pe care ulterior nu au mai avut cui să le vândă. Și mai este ceva de spus. La noi, dacă vrei să accesezi fonduri europene dedicate horticulturii, nu prea poți. Banii vin la pachet cu activități care țin și de legumicultură. Să urmărim materialul realizat de corespondenta noastră, Marilena Dinu. 2020 a fost un pic pe minus pe ceea ce a însemnat producția de flori, câștigurile pe care noi le aveam în luna februarie-martie. Și, de exemplu, în această perioadă de pandemie ați primit vreun ajutor pe partea de producere flori, unde spuneați că ați avut pierderi? Floricultura este total neglijată. Se dau fonduri și anumite subvenții și pentru intemperii legumicultorilor, dar floricultura a fost întotdeauna uitată, a fost întotdeauna lăsată la o parte. De exemplu, în momentul în care noi am vrut să accesăm fonduri pe să ne extindem ca și solare, să automatizăm cât mai devreme, nu am putut face lucrul acesta pentru că toate fondurile care se dădeau, fonduri europene, erau gândite în a produce gen 15% flori și 85% legume. Dar dacă eu cu asta mă ocup cu flori, nu pot să produc roșii, adică mă pui să fac ceva care nu îmi place și care și nu sunt bun. Și nici nu te pricep, că de asta te-ai apucat de flori. Clar, în momentul în care faci un lucru care te face fericit, îl faci bine, orice ai face. O știre care dă fior reci, mai ales acum în situația sanitară dificilă pe care o traversăm. Rusia a înregistrat primele cazuri de transmitere a gripei aviare de la păsări la om și a raportat acest lucru Organizației Mondiale a Sănătății. Anunțul a venit în condițiile în care de ani buni specialiștii infirmă acest fapt. Colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, a stat de vorbă pe acest subiect cu profesorul Gheorghe Săvuță de la USAMV Iași. Să vedem materialul. Există o asemenea posibilitate ca o persoană să se infecteze cu o tulpină a virusului gripe aviare? Există posibilitatea asta, e rară să treacă bariera de specie, dar deocamdată nu s-a dovedit a fi patogen, adică să dea forme clinice la om. Au mai fost alerte de astea prin China, Vietnam, au mai fost după episodia din 2005-2006 de gripa aviară, deocamdată posibil să se contamineze oamenii care lucrează cu păsări infectate,
dar nu neapărat să facă gripă clinică. Deci practic n-ar putea să aibă complicații. Nu, nu. Până acum nu s-o deschis cel puțin și știu povestea pe episodul ăsta. Ei au semnalat că la vreo 6 gândisitori, deci sur și circulă de păsări, ar fi luat virusul care evoluează la păsări, care e cunoscut de formă de boală la păsări. Dar persoanele respective am înțeles că n-au nimic și nu, nu este un pericol. Sânțarul ciupercilor este frecvent întâlnit în ciupercării, unde se dezvoltă continuu. Pagubele cele mai mari le produc larvele care atacă miceliul butonii de fructificare și mai rar ciuperca matură. Butonii prezintă găuri, hifele ciupercilor se înnegresc, iar filamentele de creștere dispar. Un material complex pe acest subiect au pregătit colegii de la Cotidianul Agricol. Adultul are între 1,5 și 6 mm, masculul fiind mai mic decât femela, de culoare neagră. Are 3-4 generații pe an. Femela depune ouăle pe substrat, mai rar pe ciuperci. Larvele apar după 5-7 zile, se dezvoltă în 2-3 săptămâni și intră în substrat, unde se transformă în pupe îmbrăcate în fire de mătase. După 8-14 zile apar adulții. Durata de viață a unui adult este de circa 6 zile. Se dezvoltă bine la 18-20 de grade Celsius și 80% umiditate relativă. Pagubele cele mai mari le produc larvele. Pălăria și piciorul au urme de galerii, iar ciupercile devin brune și putrezesc. La un atac puternic se degajă un miros specific al dăunătorului. Combaterea se face prin control atent și permanent și măsuri de prevenție. Ciupercile atacate se elimină și se distrug imediat. În perioada recoltării se recomandă menținerea temperaturii la maxim 17 grade Celsius, apoi dezinfectarea compostului și a platformelor. În următorii 10 ani, agricultura va ajunge la un asemenea nivel încât erbicidele se vor aplica cu drona, iar flota de mașini și utilaje agricole va fi gestionată din birou de la distanță. Secretul gestionării acestor resurse excepționale nu ar fi banii, ci angajații bine pregătiți. S-au făcut pași în agricultura românească, pași mici, dar mulți, de la comasarea terenurilor până la dotarea fermelor cu cele mai noi tehnologii, însă mai avem mult până să recuperăm decalajele față de vestul Europei. Acum atenția băncilor se îndreaptă tot mai mult spre fermieri. Marii fermieri au început să se capitalizeze și rezultatele lor financiare anuale arată tot mai bine în ultimii ani. Aceasta este opinia unui optimist implicat în industria agricolă. Un articol extrem de bine detaliat despre ce ne așteaptă din punct de vedere tehnologic îl găsiți dacă intrați pe site-ul nostru agrominustv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. Închiderea unui număr mare de unități de servire reprezintă o provocare uriașă pe piața vinului și o schimbare ce ar putea modifica comportamentul de consum al ultimilor ani. De asemenea, am putea fi martorii unei reorientări către vinurile locale. Aceasta este și părerea unui administrator de cramă din județul Tulcea, care spune că turismul de nișă a dat o gură de oxigen acestui sector. Cu desfacerea ne descurcăm destul de greu. Singurele greu în sensul că cel mai mare volum de vânzări pe care îl aveam erau beneficiari, cei din sistemul Horeca. Aveam relații, adică contracte cu diversi distribuitori în întreaga țară, care la rândul lor aveau o întreagă rețea de clienți din sistemul Horeca. Ceea ce ne-am descurcat noi în perioada anului trecut, au crescut mult vânzările online, pe magazinele online, au crescut după aceea vânzările în magazinurile proprii și după aceea la o distribuție dintre asta la micile magazine, magazinele de cartier și așa cum v-am zis și anterior, dacă în timpul verii n-a funcționat Horeca, în schimb au funcționat foarte bine pensiunile din Delta și acolo am avut un volum de vânzare mult mai mare decât anii anteriori, ceea ce a compensat pe undeva din pierderea care am avut-o în sistemul Horeca, pentru că anul trecut, în 2020, foarte mulți turiști români au vizitat Delta și
au compensat pe undeva numărul mare de turiști străini care vineau în alți ani, iar cei care vin în Delta vor să mănânce o mâncare tradițională din Delta și să și consume un vin local. Perioada de tranziție către noua politică agricolă comună 2021-2022 vine cu fonduri europene consistente pentru fermierii români. În total, țara noastră are la dispoziție peste 3 miliarde de euro la dispoziție în acești 2 ani pentru investiții în agricultură, așa că Ministerul Agriculturii împreună cu mediul asociativ încearcă să contureze măsuri care să răspundă cât mai bine nevoilor fermierilor. Imediat după jurnal, puteți dialoga cu ministrul Adrian Oros, invitatul lui Ovidiu Ghinea, în Agricultura la Raport, iar de la ora 21, specialiști vă spun cum să vă pregătiți dosarele pentru banii europeni. Doamnelor și domnilor, o ediție interesantă și în această seară aici la Agro TV, la Agricultura la Raport. Vă invit să ne urmăriți ca de fiecare dată. Începând cu ora 20, în fața dumneavoastră vine ministrul Agriculturii, domnul Adrian Oros. Este primul meu invitat din această seară. Vom aborda cele mai importante subiecte. Vom lua în calcul toate deciziile pe care Ministerul Agriculturii le-a luat în această perioadă și, bineînțeles, vom dialoga și despre ceea ce urmează să se întâmple cu despăgubirile pentru seceta din primăvara anului trecut. De asemenea, vom dialoga pe seama ordinului care limitează 5 capete de porci în gospodăria țărănească. De la ora 21 vorbim despre fonduri europene. Așadar, urmăriți cu mare atenție Agricultura la Raport. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Agro TV. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! Abordăm direct problemele fermierilor și găsim soluții. Stăm de vorbă cu doi dintre fermierii de top pe care are România într-un talk show inedit. Fă-ți și tu vocea auzită și intră în direct cu noi într-un eveniment dedicat culturii de cereale păioase. Sunt Gabriela Dragoș. Sunt Ovidiu Ghinea și vă așteptăm vineri, 26 februarie, ora 16, în cadrul unui eveniment live transmis pe platformele online de comunicare Syngenta și Agro TV. La noapte, cerul va fi variabil spre mai mult senin, except în majoritatea zonelor joase de relief, unde nebulozitatea stratiformă și ceața vor fi în extindere treptată. Pe alocuri se va semna la Chiciură, dar izolat și Burniță, ce poate favoriza apariția depunerilor de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte la altitudini mari. Temperaturile minime se vor situa între -6 - -4 grade în depresiuni și posibil și în Moldova și 5-7 grade în dealurile vestice. Mâine, valorile termice diurne vor fi în scădere față de ziua anterioară, local semnificativ în estul și sud-estul teritoriului. Cerul va fi variabil, dar în majoritatea zonelor joase de relief vor fi norări sau ceață, în special la începutul zilei. Izolat va fi Burniță, dimineața condiții de polei, iar spre seară va crește probabilitatea pentru ploi slabe în estul Moldovei și nordul Dobrogei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 14 grade. Cu Seed Sprint ai prima poziție la start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom. Acest îngrășământ starter, Seed Sprint, îl folosim din 2016 cu mult succes. Fiecare agronom știe că tinerile plântuțe au nevoie de, în primele faze de vegetație, de fosfor. Fosforul care este ușor accesibil. Acest îngrășământ are o granulometrie perfectă, o aplicare localizată în jurul boabelor. După folosirea Seed Sprintului, planta de porumb a profitat de aplicarea acestui produs și creșterea a fost explozivă. După răsărire, imediat s-a văzut diferența. La 2 săptămâni era, îl lăsa în urmă pe
al lui vecinul. S-a văzut diferență. Și a avut explozie foarte bună, adică a crescut foarte repede. Colegul dumneavoastră a încercat să scoată cu mâna, n-a reușit. Da, și ne-am dat seama că da, într-adevăr, diferența este mare la rădăcinarea plantei. După care am găsit, într-adevăr, o rădăcină destul de viguroasă, destul de bogată, foarte lungă, la adâncime, în profunzimea solului, unde nu am folosit, se vede diferență. Aici undeva, solul are undeva de un pH de 5,4. Deci, ca să fie porumb în condițiile astea la un 5,4, undeva e o diferență, se vede unde. La start. Acizi humici și fosfor solubil pentru o răsărire explozivă și uniformă. Contactează acum un reprezentant Chemark Rom.